Aici lucrăm undeva, cred că de vreo 7-8 ani. Am început să folosim atonic recomandat de către specialiștii Electra. Bineînțeles, la început, pe o suprafață mică, că ne place să testăm ceva înainte de a-l folosi în cultură mare. Am fost mulțumiți și următorul an l-am folosit pe întreaga suprafață. Pentru tratamentul seminței, la orice cultură îl folosesc, iar în special la rapiță și floare, pentru înfloriș, pentru creșterea fertilității plante. Și mai folosim în plus și când se întâmplă, Doamne ferește, un efect fitotoxic, atunci mai folosim din nou produsul atonic, și revine planta mult mai repede după aplicarea unui erbicid hormonal sau ceva foarte greu pentru plantă. Atonicul folosim înaintea înfloririi sau în timpul înfloritului foarte timpuriu la rapiță. Atunci se simte cel mai tare efectul și își face efectul cel mai bine. La grâu la fel, înainte de înspicare, înainte să iasă spicul din burduf, la orz la fel și la floarea soarelui folosim în, chiar în această perioadă urmează să intrăm în el, butonul floral începe să se deschidă și urmează, după primele flori apărute, să-i facem acest tratament. Doza de 0,6, cum este recomandată, și folosim cu încredere și sperăm să ne ajute și anul ăsta, că e un an foarte, foarte dificil. Recomand atonic cu tărie, este un produs nu foarte scump pentru ceea ce face. Un produs care este bun la orice cultură, nu putem să spunem că îl luăm doar pentru porumb și îl ținem pentru anul dacă nu l-am folosit. Merge la orice cultură și clar are beneficii substanțiale și poate fi aplicat de la tratamentul seminței până la aproape de recoltat. Pentru convingere aș recomanda să fiecare fermier să ia o cantitate mică, să testeze și după aceea, dacă testul este făcut cum trebuie, o să vadă și rezultatul. La floarea soarelui am făcut într-un an un mic test, așa, involuntar cumva, a rămas o porțiune nedată cu acest produs, iar în mijlocul calatidului nu a fost nicio sămânță cu bob în ea. Iar în rest a avut foarte bine fertile și a avut miez în sămânță. În acea cultură de floarea soarelui am avut undeva la între 4 și 500 de kilograme plus profit pe hectar. Acum prețul florisoarelui este în fiecare an diferit, dar sigur acoperă cheltuiala. Și mai rămâne și ceva profit.